Septembrie este luna inimii, este luna în care comunitatea medicală internațională reamintește cât de important este să prevenim apariția bolilor cardiovasculare, principala cauză de îmbolnăvire și deces la nivel mondial. În România, aproximativ 150.000 de oameni mor anual din cauza bolilor cardiovasculare. În anul acesta, Ziua Mondială a Inimii se desfășoară sub sloganul Inima fiecărei, inima omenirii bate în fiecare persoană, cămin și națiune. Este un slogan mai generos și cu o sferă mai largă, pentru că dorește să atragă atenția tuturor celor care o sărbătoresc și în general populației asupra faptului că bolile cardiovasculare reprezintă în continuare prima cauză de deces la nivel mondial și sigur că țara noastră nu face excepție. Și în anii trecuți, cauza de deces principală au reprezentat-o bolile cardiovasculare. Mesajele pe care Organizația Mondială a Sănătății dorește să le adreseze se referă la sedentarism ca principal factor de apariție a acestor afecțiuni cardiovasculare, lipsa de mișcare fiind punându-și amprenta asupra stării aparatului circulator. De asemenea, alimentația haotică nesănătoasă care conduce la apariția de boli cardiovasculare, obezitatea, stadiu de supraponderabilitate, duce de asemenea la afecțiuni cardiovasculare și nu în ultimul rând fumatul, care este un factor de risc major în apariția bolilor. Ziua Mondială a Inimii a fost celebrată din anul 2000 în fiecare an, în perioada 27-29 septembrie. Și este coordonată pe plan internațional de parteneriatul dintre Federația Mondială a Inimii și Organizația Mondială a Sănătății.